Vineri 8 septembrie, Teatrul de Artă din Deva a deschis stagiunea cu spectacolul Hamlet, piesă clasică, dar pusă în scenă într-o manieră postmodernă de regizorul Sandu Grecu, fost ministru al culturii și actualmente președinte al Uniunii Teatrale din Republica Moldova. Stagiunea a început sub auspicii favorabile, cu un spectacol pentru care s-au vândut toate biletele și care a fost catalogat de public un adevărat regal, cu nimic mai prejos decât cele de pe marile scene naționale. În fața cochetei clădiri a teatrului, veche de peste 112 ani, sute de iubitori de artă și cultură, printre care și mulți tineri, au așteptat cu nerăbdare sunetul gongului. Și eu mă bucur foarte tare când văd atâta lume în fața teatrului, acest teatru, uitați-vă cât de frumos este, are 112 ani. În aprilie, la anul 21 aprilie, sărbătorim 113 ani de teatru în această localitate, doar cu 4 ani după Teatrul Național din Cluj a fost această minunată clădire făcută. Astăzi Hamlet este o piesă fabuloasă, într-o manieră foarte modernă, postmodernă putem spune că este această montare făcută de Sandu Grecu, președintele UNITEM și colegul nostru data asta. Deschidere de stagiune și urmează încă două premiere în 45-60 de zile maxim în această deschidere de stagiune. Început de stagiune 2023-2024. Bine, avem o trupă nouă, actori tineri foarte talentați, o să-i vedeți în seara aceasta pe scenă. Și într-adevăr, actorii au avut o prestație pe scenă care, la finalul spectacolului, a ridicat publicul în picioare, care a aplaudat minute în șir, cerând ieșirea la rampa actorilor de mai multe ori. La finalul spectacolului, iubitorii și devoratorii de artă și cultură au catalogat spectacolul un adevărat regal, cu nimic mai prejos decât cele de pe marile scene naționale. O reprezentație demnă de Notara. A fost extraordinară, mi-a plăcut, foarte talentați actorii, extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult. Este altceva, ceva inedit. Ceva inedit. Un avânt pentru tineri, foarte frumos, bravo lor! O scenografie reușită, toate efectele, foarte fain. Nu știu, și te ține în priză. Da. Și finalul extraordinar. Da. Muncim, foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult, e prima oară când am văzut Hamlet, deci a fost chiar extraordinar, așa. Da, a fost chiar foarte fain. Actorii erau foarte expresivi și simțeai oarecum ce se întâmplă propriu-zis. Înțelegeai piesa mult mai bine. Cu regalul de astăzi, așa. Acum mă gândesc la ce a fost, deci, și la ce am văzut. Și mi se pare formidabil. Eu am muncit aici la vremea când muream de frig. Ce a fost fantastic, ce m-a impresionat, trimiterile în actualitate. Trimiterile în actualitate, am simțit revoluția, am simțit pandemia, am simțit până și replica formidabilă, sigur, a lui Shakespeare, că gândirea ne face lași. Da. Ne trimite să gândim puțin. Un spectacol superb. Tot admirația pentru această trupă tânără. Și o scenografie jos pălăria. Scenografia impecabilă.